Enigma lui Omega, capitolul 51 Oamenii se mișcau și vorbeau în salon din când în când. Bătrânul din patul de lângă el plângea. Ștai trase adânc aer în piept și spuse obosit. Să schimbăm salonul, să o ducem mai întâi într-o cameră dublă. La întoarcere, Shentai se simți puțin slăbit. Scoase soluția nutritivă din pungă și bău un tub. La întoarcere, sentai să-ți se simți puțin slăbit. Scoase soluția nutritivă din pungă și bău un tub. Pentru a goli cavitatea reproductivă înainte de perioada de estru, un omega nu va mai avea poftă de mâncare aproximativ o săptămână și nu va putea mânca și bea decât o, o cantitate mică combinată cu suplimente pentru a menține consumul de bază al organismului. În acest caz, este în regulă să meargă la muncă în mod normal, dar starea mentală și fizică nu este bună dacă întâlnește ceva care îl va face anxios. Sentimentul de slăbiciune va fi agravat. Gândindu-se la presiunea cu care se confrunta din toate părțile, Shentai simți că nu poate respira. În ceea ce privește perioada de estru care venea în curând, el făcuse aranjamente temporare în acele două zile. El plănuia să-l ia pe Cici de la familia Hu sub pretextul de a-și vizita bunica la Ceng Zimei. Acesta trebuia să meargă la muncă, să participe la întâlniri de schimb academic, să țină discursuri și să primească recepții. Cu siguranță avea să plece vreme și să se întoarcă târziu, așa că Xiao Di va veni să aibă grijă de el și de cici la, ce, la cenții mei. Cu toate acestea, bunica lui fusese internată astăzi și asta era o altă bătaie de cap. Această perioadă de estru venea într-un moment extrem de prematur, făcându-l foarte anxios. Când se întoarse la casa Hu, era deja peste nouă. Îl găsi pe Humoiu stâng pe canapeaua din sfragerie citind o carte, de parcă l aștepta. Humoiu se ridică atunci când îl văzu. Te-ai întors atât de târziu, ai mâncat?" Am mâncat. Cici a plâns după tine. Humuiul îl opri pe șentai să se grăbească la etaj cu următoarea sa propoziție. Acum doarme, nu te duce. Șentai își lăsă capul în jos obosit. Arăți foarte obosit. Humoiu se apropie de șentai și -a atinse capul. Ce în neregulă? Ești bine? Șentai dădu din cap și nu vrut să spună mai mult. Mă voi odihni și voia să-l vadă pe Cici, dar ei era frică să nu trezească copilul, așa că trebuie să renunțe. Se întoarse în cameră, făcu un duș rapid, se aruncă pe pat și nu se mișcă. Humoiu împinse ușa și intră. Se așeză lângă pat și se uită la șentai care era întins cu spatele la el. Voia să-l ia în brațe, dar nu îndrăzni să se culce alături de șentai ca în fiecare zi. Nu mai putea face nimic. Se apropiase constant de limita rezistenței sale. Doar o mică scânteie el putea aprinde. Își ajustă respirația uniform și își suprimă impulsul din ce în ce mai puternic. Cum este sănătatea bunicii în ultima vreme? E în regulă, spuse încet Șentai. Dacă ai nevoie de ceva, spunem. Șentai tăcu o vreme și spuse. Ziua de naștere a bunicii este săptămâna viitoare. Vreau să-l iau pe Cici pentru a rămâne două zile. Este foarte dor de el. Humoiu se uită la gâtul lui Șentai Cicatricea de pe glandă era acoperită de miriștea părului. Ochii lui deveniră adânci și spuse, bine. Nu era nicio emoție în vocea lui. Voi pregăti un cadou. Nu e nevoie. Șentai se întoarse și îți dădu seama că reacția lui fusese un pic bruscă. Imediat se prefăcu că este calm și spuse, nu vreau ca bunica să știe aceste lucruri și nu vreau să-și facă griji. Trebuie să știe că ai un alfa care are grijă de tine și de copil, așa că nu-și va mai face griji pentru tine. Shentai șopti. Îi voi explica când voi avea ocazia, nu acum. În regulă. Shentai se întinse din nou cu fața la Humoiu. Humoiu se uită la o invitație electronică pe telefonul său mobil. Bai și vine la întâlnirea de schimb de săptămâna viitoare. Această întâlnire academică e găzduită de Asociația Pământurilor Rare și e o adunare anuală importantă în industrie, așa că e normal că a fost invitat. Shentai nu răspunse. Ar trebui să mergi și tu la întâlnire, dar nu ai voie să-l vezi în privat. Humuiu o spuse pe un ton ca un ordin. Fie că dorește să te invite la cină sau să vrea să-l vadă pe Cici, nu ai voie să faci asta. Shentai strânse din dinți. Cici mă acceptă din ce în ce mai mult și în curând nu mai are nevoie de feromonii lui Bai Xiang Nu vreau să-ți restricționez libertatea socială doar pentru un singur alfa. Relația dintre Xiang și tine este intolerabilă. De asemenea, ar trebui să înveți să eviți suspiciunea. Humoiu se aplică, aplică și sărută glanda lui Tai. Fii cu minte, promitem. Tonul lui era blând, dar părea greu. Un fior curgea pe coloana vertebrală a lui Tai. Știu, spuse Sentai cu o voce profundă. Bai Xiang Wan și Xiaodi Di soseau în capitală miercuri, iar întâlnirea de schimb va avea loc vineri, sâmbătă și duminică. Sentai voise inițial să-i trateze cu cina joi, dar ținând cont că nu avea cine să aibă grijă de cici, decise se încele din urmă să mănânce la casa lui Chen Zimei. În același timp, trebuia să-și găsească timp și să meargă la spital și să-și vadă bunica. Joi dimineața, șentai puse toate lucrurile de care avea nevoie, în timpul perioadei de estru, în geanta de dădaca a lui Cici. Ceruse concediu și calculase timpul, dar dacă perioada de estru nu venea așa cum se aștepta, ar avea probleme, ar avea nevoie de o nouă scuză pentru a-i explica lui Humoiu de ce nu se întoarce la Casa Hu. Dar acum nu exista un plan mai bun. Ar fi mai bine să mărturisească după aceea decât să fie prins de Humoiu în momentul său cel mai vulnerabil. Humoiu îi ceruse lui Lauvu să-i ducă, dar nu putu refuza, așa că merse mai întâi acasă cu Cici, așteptă ca Lauvu să plece și apoi lua un taxi până la casa lui Chen Zimei. Ultima dată când stătuse la casa lui Cenzimei Zimei, păstrase cheia de rezervă. După ce intră în casă, îl adormi mai întâi pe Cici, cumpără mâncare și vin cu telefonul mobil și în așteptarea mâncării făcu inventarul inhibitorilor săi și al nutrienților. Deodată simți că bătăile inimii se accelerează, picioarele îi se slăbiră și corpul îi zbucni imediat într-un strat de sudoare. Acest sentiment veni și dispăru repede, dar încă îl înspăimânta însemna că se apropia perioada de estru. Probabil în ziua următoare, când fluctuațiile puternice ale acestui hormon va deveni din ce în ce mai des, era timpul să ia medicamente supresive. Doza va fi administrată pe baza experienței sale trecute, probabil că va fi mâine sau poimâine. De îndată ce carnea de vidă năbușită sună soneria. Shentai deschise ușa iar Bai Wan și Xiao Di apărură în cadrul ușii zâmbind. Deodată, cei trei și-au amintit că această scenă a apăruse de nenumărate ori în Lansheng și nu se putura abține să nu se simtă puțin emoționați. Bai Xiangwan purta un costum, iar părul lui era coafat cu fixativ, arăta drept și era frumos, cu un aer superb, care era în mare contrast cu aspectul său obișnuit și nedisciplinat. Figura și înfățișarea lui erau remarcabile, dar atributele sale ca om de știință și inginerie erau și mai remarcabile. Părul era tuns de frizeria din fața școlii și se îmbrăca cu orice haină. Era prea leneș pentru a avea grijă de el însuși. Wow, profesor Shen! odii veni entuziasmată și îl îmbrăzișă pe Shen Tai. Mă simt ca și cum aș fi fost separată de tine mult timp. A trecut doar mai mult de o lună. Shen Tai o privi cu un zâmbet, dar tu pari să fi slăbit puțin, se pare că pierderea în greutate este foarte mare. Am slăbit șase kilograme. Ciu, ciu, ci, -ciu, ci, -ci. lasă-mă să văd cât de mult a crescut. Este în dormitorul de oaspeți din stânga, du și joacă de cu el. Abia s-a trezit. Și au se descălță și fugi înăuntru. Șentai și bașa Oan se uitară unul la altul, apoi își întoarse privirea stângaci în același timp. Baigă, intră. Bai intră în cameră și îi mână lucrurile din mână. Am adus câte ceva din lucrurile tale preferate de la Lansheng. Și în tai văzut dintr-o privire o pungă de ambalaj familiar și spuse surprins. Nu e asta rața cu sos de la restaurantul de la parter? Îți mai amintești? Cum aș putea să nu mi-amintesc? Bai se uită la șentai cu un zâmbet. Unde este G Mei? Tocmai mi-a spus că trebuie să facă ore suplimentare și se întoarce mai târziu și glumi. De ce este Baidagă atât de frumos astăzi? Am avut un prânz oficial. Baidagă păru puțin jenat și dă dădu jos haina. Costumul a fost făcut la comandă pentru un eveniment la care am participat anul trecut. Și Audim coafat, nu obișnuie să mă îmbrac așa. Fă-te comod. Și luă haina cu un zâmbet. Du-te să-l vezi pe Cici. Bai ezită. Lasă-mă să-ți arunc mai întâi o privire. Shentai fu surprins. El știa că Bai Shangwan avea ceva de spus. Așează-te. Bai Shangwan se așeză pe canapea. Se uită la Shentai cu ochi blânzi. Tenul tău a prins culoare și se pare că te-ai îngrășat. Acum are cineva grijă de Cici în noaptea. Shentai se uită la Bai Shangwan și fu puțin jenat să spună. M-am întors din nou la muncă cu profesorul. Bai Shangwan zâmbi. Am auzit, mi-a spus profesorul, deci este o alegere bună pentru tine? Shentai ar fi putut spune că alegerea menționată de Bai Shang nu fusese să se întoarcă la lucru cu Liu Shi, ci să se întoarcă să locuiască cu Humoyu. Se putea preface că nu înțelege, dar nu voia să o evite, mai ales cuiva care îi oferise mult ajutor și îi păsa cu adevărat de el. El spuse, Bai Dagă, am decis să rămân în Lancheng înainte, dar acum... Nu este alegerea mea. Nu am de ales. Bai Xia Moan se încruntă. Furia îi străluci în ochi și în cele din urmă se transformă în neputință. Te înțeleg, la urma urmei. Ai un copil. Shentai își strânse degetele gem. Îmi pare rău că te-am dezamăgit. Nu este nimic. Ne cunoaștem de atâția ani. De la facultate până acum am fost întotdeauna foarte optimist cu privire la tine. Bai Xianguan se uită la Shentai profund cu sentimente de nespus ascunse în el. Sper doar că trăiești bine. Shentai spuse calm, e în regulă. Mă duc să-l văd pe Cici. Cici își aminti clar de Shaodi și de Bai Shang Când fuținut de Shaodi deveni atât de fericit încât nu putu să-și închidă gura, simțind feromonii Bai, el țipă brusc de entuziasm. Bai Shang îl Cici din brațele lui Shaodi și toată camera băzâia. Shentai privi cu un zâmbet pe buze. Inițial crezu că timpul din lanșen fusese cel mai dificil moment din viața lui. Deși îndurase multe dureri fizice și psihologice, prietenia lui fusese cu adevărat valoroasă. Oricât de obosit era, cel puțin nu panica sau nu avea furie în inimă. Își dori dintr-o dată să nu se fi întors. Și au dispuse, profesor Shen, sunteți gata cu cina? Vă ajut. Este aproape gata, vino și ajută-mă să fac niște supă. Cei doi intrară în bucătărie, iar și-a odit vocea și spuse. Profesor Shen, când este estrul tău? S-a hotărât? Acesta nu este ceva ca, ca să pot decide. Șentai nu știa dacă să râdă sau să plângă. Probabil va fi mâine sau poi mâine. Nu am un omega acasă, am prieteni care au omega, dar nu am fost cu ei în timpul estrului. Te rog, învață-mă cum să o fac. Nu fi îngrijorată. Vreau doar să ai grijă de cici, nu de mine. Pot să mă descurc singur pe propria mea situație. Shentai spuse: Te voi suna când va veni momentul. Dacă se întâmplă să fie în timpul întâlnirii, știi cum să cer concediu de la profesorul tău? Voi spune că nu mă simt bine. Și, Audi, îmi pare rău că te deranjez. Șentai spuse puțin rușinat, ai venit până aici și încă am nevoie să mă ajut să am grijă de copil. Și au zâmbi, îmi plac copiii, mai ales cici. Ei bine, când vii, în primul rând, nu-l anunța pe baidagă și în al doilea rând nu fi prea îngrijorată. Șentai avertiză, voi avea unele reacții cum ar fi să arăt ca și cum mi-ar fi rău, senzație de disconfort și slăbiciune și ocazional îmi voi pierde cunoștința, Acestea sunt normale, nu trebuie să-ți faci griji pentru mine. Voi lua inhibitor și se va termina după două zile. Și-a imi, fu uimită. Sună atât de grav. Este mereu așa în timpul estrului? Totul este mereu așa. Shentai adăugă în minte și în inima lui. Așa este chiar atunci când nu există un alfa lângă tine. Bine, lasă-mă să fac niște teme în avans. Și în tai zâmbi, nu-ți face griji, doar ai grijă de cici. După ce pregăti cina, vorbeau în timp ce mâncau. Shen Mei se întorsese la jumătatea mesei, iar cei trei și amintire de zilele lor de facultate. La acea vreme, Bai Shang era vedeta masculină numărul unu în departamentul lor. Nu numai că era înalt și frumos, dar cheia era să aibă cele mai bune note la specializare, un doctorat direct și un milion de dolari. Ținteau un salariu pe an pentru a fi angajat de Starship Research Institute imediat după absolvire. Toate fusese destul de impresionante, combinația trebuia să fie strălucitoare. În mod neașteptat, Bai Xian Wan nu rămăsese în capitală. Cea alesese să deschidă o nouă zonă minieră în Lansheng. Timpul dovedise că acest pas fusese bun. Primise un proiect independent, dar ambiția îl forțase să-și întindă aripile și să zboare mai sus. Shentai îl admirase și tânjise după Bai Wan. El știa că talentul lui era puțin mai mic decât cel al lui Bai Wan, când erau la facultate, făcuseră un experiment împreună timp de un an, avusese un sentiment vag pentru el, ghicise că Chen mei simțea la fel, dar nu recunoscuse. Pe atunci Bai Wan avea un iubit beta, dar fusese lovit de o schimbare bruscă a familiei. În mod neașteptat, mulți ani mai târziu, fiecare avea propriul viitor și fiecare trăise atâtea lucruri, dar puteau să stea la aceeași masă și să vorbească despre trecut în jurul unei sticle de vin. Discutară până târziu în acea seară, apoi fiecare plecă să doarmă. Înainte de a merge la culcare, își porni telefonul care era pe tăcut și văzu apelul pierdut al lui Humoiu și câteva mesaje. WeChat, care îl întrebau ce face, cum era Cici și cum era bunica. Fusese acum mai bine de o oră. Ultimul fusese trimis cu mai puțin de 10 minute în urmă. Conținutul era. Dacă nu răspunzi la telefon sau nu răspunzi la mesaje, voi veni direct la tine. Șentai răspunse rapid. Totul este bine. Șentai se uită la caseta de dialog, apoi început să scrie din nou și în cele din urmă primi un mesaj. Du-te la culcare. Șentai răspunse. Ok. Shentai se simțea puțin impetuos, avea prea multe lucruri de care să-și facă griji și era greu să se calmeze. Stinse lumina, închise ochii și deschise neliniștit noptiera, bășbuind după inhibitorul lui, apoi a dormi. În după amiaza zilei următoare, Shentai simțit că ceva nu era în regulă în corpul lui. Lua de obicei o doză, dacă simptomele nu diminuau, mânca un altul. Dar la urma urmei, acest lucru era dăunător pentru organism. Transpira peste tot, iar mâinile și picioarele lui începură să se simtă slabe. Mai întâi merse să-l vadă pe Cici, care dormea profund, apoi trimise un mesaj lui și Odi. Cici părea să simtă fluctuațiile anormale de feromone ale tatălui său Omega în somn, iar Shentai plecă repede și se închise în camera de oaspeți. Sângele curgea rapid și el simți amețel pentru o clipă și trebuie să se strângă în pilotă. O jumătate de oră mai târziu și-a odi se întoarse. Ea alergă în cameră, se uită la Shentai care era ghemuit în pilotă cu spatele la ea și întrebă îngrijorată, Profesor Shen, ești bine?" Shentai spuse tremurând, Este în regulă." Dorința a început să vină în valuri, iar Shentai simți că trupul lui devine din ce în ce mai fierbinte, de parcă furnici se târnau pe părțile lui sensibile, iar corpul lui striga după un dor de nespus. Inhibitorul va avea efect în aproximativ o oră, dar efectul de suprimare nu era suficient. Va lua un altul pentru că de data aceasta perioada sa de estru era foarte violentă. Nu mai fusese nestru de mai mult de un an, iar dorința lui întârziată riposta cu înverșunare. Și Audi vieni cu grijă spre cealaltă parte a patului și fu șocată când văzu că fața lui Shentai era roz, respirația lui era neuniformă și părul umed. Nu o putea învinovăți pe pentru că făcea o agitație. Pentru cineva care nu vă niciodată un omega în călduri, era șocant. Lui Shentai îi se părea că suferă de o febră mare, foarte dureroasă, care îl slăbea. Sfârșitul capitolului 51